Ei, și-am promis să fac top 3 cele mai dorite femei ale zodiacului, bineînțeles. Și o să începem la fel ca și la bărbați cu topul invers, de la locul 3. Și o să vă dau câteva indicii. Este foarte, foarte energică, este foarte, foarte senzuală, dar este și foarte individualistă. Și dacă nu te iei după ea, asta e, te lasă în urmă și își vede de treaba ei. Știu că aveți în cap câteva zodii, de aceea vă mai dau un indiciu. Râde mult, zâmbește mult, râde tare. Deja aici cred că ați mai exclus din multele zodii la care vă gândeați. Hai încă un indiciu și apoi vă zic despre cine este vorba. Sunt de regulă femei care reușesc foarte bine în plan profesional sau în business. E, nu știu dacă ați ghicit, dar este vorba despre săgetătoare. Deci pe locul 3, în topul celor mai dorite femei de către bărbați. Și ne referim la relații, nu ne referim la aventuri. Sunt, iată, săgetătoarele. Trecem la locul 2. Sunt pasionale, oh my God! Sunt provocatoare și mai rău. Deja până aici cred că puteți să și ghiciți, nu? Hai să vă mai dau două, trei indicii. Sunt foarte, foarte, foarte directe. Nu stau mult pe gânduri, văd totul în alb și roșu sau în negru și roșu. Cred că vă gândiți la câteva deja, dar cred că vă gândiți la ce trebuie. Și mai sunt și foarte curajoase, la fel ca și săgetătoarele, au tendința asta de hai vino tu, dacă nu eu plec. Ce să mai vă zic despre ele? Foarte voluptoase și câteodată și foarte agresive. Ați ghicit? Sunt femeile berbec. Despre ele este vorba, locul 2 în topul celor mai dorite femei. Știu că vă gândiți de foarte multe dintre voi la leoaice, de exemplu, ei nu sunt în topul nostru, nici leoaicele, nici gemenele, nici balanțele, nici tauroaicele. Deja am exclus câteva, dar suntem la jumătate, jumătate, 6 cu 6. Locul 1, ia să vedem din cele 6 care au rămas, dacă vă prindeți repede. Sunt la fel de pasionale, pentru că asta contează mult, nu? Seducătoare, dar mai ales sunt foarte, foarte, foarte misterioase. Și ce mai au? Deja cu misterioase, cred că ar trebui să știți despre cine vorbesc. Sau ați exclus din cele 6 vreo câteva. Și sunt foarte intransigente și dau multe ultimatumuri. Și sunt și ele destul de dure în felul lor, ba chiar foarte înțeapă destul de mult. Să vă zic, să mai stau. Hai să mai vedem un indiciu. Sunt foarte focoase. Hai că din cele 6 ați ajuns la concluzie. Cine este cea mai dorită în topul preferințelor bărbaților? Femeia zodiacului este scorpionul. Femeia scorpion pe locul 1, așa cum cred că vă și așteptați. Dar, din păcate, este și femeia care iubește foarte mult relația imposibilă sau iubește să facă impresie și mai puțin să se lase cucerită sau, mă rog, fiecare mai depinde și de trăsăturile din harta natală, să zicem așa, dar este seducătoarea horoscopului, este destul de senzuală și destul de pasională, dar mai ales cea mai misterioasă dintre toate femeile zodiacului. Și iată, nu e nici balanța, nici taurul, așa cum feminitatea o spune și așa cum Venus le patronează. Nu este nici fecioara care are așa trăsături fine și așa trăsături perfecte și pure în calitățile ei feminine, ci sunt
în ordinea inversă, pe locul 3 săgetătoarele, pe locul 2 berbecele și pe locul 1 scorpioancele. Deci, dragele mele, luați lecții de la ele. Dacă vreți să fiți mai misterioase, vedeți cum luați exemplu de la prietena voastră cea mai bună scorpion. Sau dacă nu aveți nicio prietenă scorpion, atunci căutați repede pe vreo actriță sau vedeți voi de unde vă luați un model pe măsura nevoilor voastre. Vă pup și vă doresc multe, multe, multe realizări frumoase apropo de a atrage ceea ce vă doriți voi să atrageți. Pupici!